De ce, Doamne, de ce? Am primit și o mănușă. Șara, Ileana, ia priviți-l. Merg cu plafonul în cap. Mi le-a topit și mi le-a rupt. 50 de dolari, aproximativ. Și acum nu sunteți pregătiți pentru luminițe. 3, 2, 1... Fraților, au venit în sfârșit luminițele pentru plafon din China. Pe lângă aceste luminițe am comandat și lumini albe pentru toată mașina, adică tot ce înseamnă lumina de la torpedo, de la plafoniere, lumina din portbagaj, absolut toate luminile din mașină. Este un kit special făcut pentru Golf 6 și arată cam așa. Am mai comandat folie neagră pentru toate elementele pe care vreau să le înfoliez din mașină, arată cam așa. A, apropo, la luminițele astea am primit și o mănușă. Adică frumos așa să punem luminițele cum trebuie, cu mănușă. Mă înțelegi? A, și o unealtă din asta de plastic. Costul acestor luminițe a fost, imediat vă spun, 9,71 dolari, însă am avut ceva reduceri și le-am luat cu 7,66 dolari. Aproximativ 35 de lei. Deci beculețele astea au fost aproximativ 35 de lei cu reducerile pe care le-am avut. Ok, folia asta are 1,5 metri lungime cu 30 de centimetri lățime și a costat, cu reducerea pe care am avut-o, că și la asta am avut o reducere, 4,81 dolari. Asta înseamnă aproximativ 22 de lei. Iar aici avem steluțele pentru plafon. Este de fapt o fibră luminoasă, care arată cam așa. Și fibra asta, absolut fiecare fir din ăsta de fibră, o să fie băgat prin plafon. Sunt 300 de bucăți cu o grosime de 0,75 mm. Lungimea acestei fibre este de 2 metri. Este și RGB, avem telecomandă să schimbăm culorile. Acesta este alimentatorul sau nu știu cum se numește, se bagă la priză. Eu am să-l bag în priza din portbagaj. O să trag cablul prin spate și o să-l bag în priza aia, că priza aia oricum nu o folosesc niciodată la nimic și... Na. Iar acesta este sursa care dă lumina. Ok. Și acum hai să vedem cât au costat aceste steluțe. Luminițe pentru plafon au costat nici mai mult, nici mai puțin de 49 de dolari și 47 de cenți. Asta înseamnă cu reducerea, pentru că ele sunt 55. Deci 300 de bucăți cu 0,75 grosime, cu 2 metri lungime, 50 de dolari aproximativ. Asta înseamnă 200 de lei, 50 de dolari, 224 de lei aproximativ. Bun, ce vom face astăzi? Astăzi ne vom apuca de elementele de plastic de la interior. Și anume, voi lua fiecare element de plastic pe care trebuie să-l vopsesc, am să-l șmilgheruiesc cu această bucată de burete și șmilgher, nu știu exact cum se numește, după care le voi degresa cum trebuie sau cum naiba se numește și le vom vopsi. Vom merge afară și le vom vopsi cu șipraiul. Și hai să trecem la treabă. Cam așa vom curăța tot plasticul. Partea mai nașpa este că voi face mizerie. Gata cu suportul de ochelari. Acum ne vom ocupa de rama asta. Gata și cu rama asta. Iată-ne în sfârșit afară. Am adus toate elementele de plastic pe care trebuie să le vopsesc și acum voi lua câte un element pe rând și îl voi agăța de această sârmă și după care îl vom vopsi. Bineînțeles, îl avem pe ajutorul nostru aici. Vine aici, Ciu. Ajutorul nostru de nădejde. Ciobică. Acum o să caut niște sârmă ca să leg toate plasticele de sârmă asta. Am găsit sârmă, hai să ne punem pe treabă. Deci ați înțeles ideea. Voi lega toate elementele așa pe toată sârma asta de aici. Am cam terminat de vopsit toate elementele. Hai să vă arăt și cum au ieșit. Cam așa ceva. N-au ieșit ele cel mai perfect, dar pentru mâna mea de nepriceput, glumesc, sunt foarte priceput, cam așa au ieșit. Eu zic că a ieșit bine. Aici am o mică problemă. Și ăsta a ieșit foarte bine. Și rama asta.
Asta pentru ochelari, la fel. Sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Le-am dat 2 sau 3 mâini de vopsea neagră și 2 mâini de lac. Le strângem acum și mergem să ne apucăm de plafon. Am terminat de vopsit tot ce era de vopsit. Acum trebuie să trecem la plafon, din nou la steluțe. Unghiile mele au rămas negre de la cum am vopsit elementele, pentru că nu m-am gândit să-mi iau și niște mănuși. Acum trebuie să însemnăm plafonul, să vedem unde dăm găuri, să băgăm fibra. Vom folosi un marker, nu ăsta verde, voiam să iau negru. Iar acum cu markerul ăsta negru vom puncta unde vrem să punem câte o steluță. Aici vine steluță, aici vine steluță și așa mai departe. Avem 300 de bucăți de făcut. Vreau să împart cumva 150 în partea asta și 150 în partea din spate. Acum să vedem ce o ieși. Am fost mai devreme la mașină să testez fibra. Funcționează. Tot ce trebuie să facem acum este să continuăm triaba. Sper să iasă ceva. Ok! Să începem! Da, tocmai ce mi-am dat seama că ar fi trebuit să cumpăr un kit cu mai multe steluțe, pentru că 300 sunt puține, sunt foarte puține, ar fi trebuit să iau măcar 500. Adică am distribuit, practic am împărțit plafonul în 4 bucăți și am împărțit astea 300 de steluțe. Adică am avut cam 75 pe bucată, de 150 pe partea din față, 150 pe partea din spate. Acum să vedem cum o să iasă, eu sper că o să se vadă destul de ok și doar cu 300 de steluțe. Da, vom vedea acum. Acum trebuie să dau găuri unde am însemnat, după care să vin cu fibra și să bag fiecare fibra în fiecare gaur. Inițial am vrut să dau găuri cu un burghiu, însă nu am găsit un burghiu atât de mic. Voi apela la un act de siguranță. Și vom da găurile exact, bam, simplu, dintr-o parte într-alta. Hai să vedem dacă e suficient de gros. Bine, îi mai facem noi așa un pic. Să vedem dacă cum intră fibra prin această gaură. Vom lua un firicel de fibră și momentul adevărului, ăla e. E perfect. Este perfect, este grosimea perfectă. Și acum vom da 300 de găuri. 3, 4, 5, 6, 7, 17, 33, 64. E destul de greu cu acul ăsta de siguranță, dar continuăm așa. Cam asta e. Cred că am dat toate găurile. Și acum intră fibra, băieți. Intrăm cu fibra. Nu ne jucăm. 34, 75. Bun. Pentru bucata asta avem 75 de fire. Acum vom împărți și pentru bucata aia 75. Bun, am împărțit câte 75 de bucăți pe fiecare parte. Chestia este că am descoperit că am primit, în loc de 300 bucăți de fibră, am primit 308. Deci chinezul ne-a dat 8 bucăți în plus, să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci nu vom mai avea 75 pe fiecare sfert, vom avea 77. Și acum hai să le băgăm, una câte una. A, apropo, hai să vă arăt cine a venit aici. Ăsta micu și s-a și culcat. Nu vă supărați. Da, doarme. Să ne continuăm treaba, zic. Să-mi iau un scaun, că mă dor și pe mine toate alea. O mai am și eu. O mai am 20 de ani. Vreau să mai am 20 de ani. Să continuăm. E mai greu decât pare, fraților. Am băgat 3, 4, încă 304. Bă, dar nu vreau să intri în asta. De ce nu vrei tu să intri acolo, măi? Băgăm în altă gaură. That's what he said, right, guys? Nu am vrut acolo, băgăm aici. Muncă de chinez bătrân. Deci eu găurile le-am făcut, dar pe asta cred că am făcut-o de boala copiilor. Ce faceți voi, băi nebunilor? E mai greu decât am crezut, mă, băieți. Am zis, bam, bam, bam. Nu e chiar așa. Potoliți-vă că nu e chiar așa. Potoliți-vă că nu e chiar așa. Găurile astea și că s-au astupat. Ori nu le-am dat eu cum trebuie. The next day. Bușilor, e a doua zi. Am stat azi noapte până pe la vreo 3 să bag fiecare de asta. Acum am fost la Jumbo și am cumpărat un aparat de lipit, că nu-l mai găseam pe ăla pe care l-aveam. Știam că aveam unul, dar nu știu pe unde e. Și acum o să trag ăsta frumos aici în spate, pentru că pe aici o să venim cu... O să trag de ele un pic, așa. Ăsta o să vină în zona asta undeva și de aici va pleca un cablu către priza din portbagaj. Hamă că ajunge, e suficient de lung. Cu ăsta am fost să-l cumpăr. Cu ăsta vom lipi fiecare fir de fibră sau fiecare fibră. Opa, deja iese fum din el.
Să lipim. Trebuie să avem grijă pentru că putem să topim fibra dacă nu suntem atenți. Da, băieți, se pare că treaba e ok. Sper. Sper să nu avem probleme. Că după aia e nașpa dacă m-am chinuit atâta și... Problema e că e foarte fierbinte chestia asta și îmi topește fibra. Nu cred că e combinație. Îmi topește fibra. Mi-e frică că după aia stric tot ce am muncit și ce am plătit. Problema cu siliconul e că nu am silicon, trebuie să mă o să cumpăr. Am renunțat la acest pistol de lipit pentru că mi-e frică să nu topească fibra și să fi muncit degeaba și să fi dat banii degeaba pe toate chestiile astea. Așa că am renunțat la ăsta și am căutat prin casă să văd cu ce aș putea să lipesc și am găsit așa niște super glue gel, super glue lichid ăsta, nu cred că e vreo șansă să fac ceva cu el. Ăsta gel cred că funcționează, dar l-am doar pe ăsta, așa că nu e o idee bună pentru că nu mi-ajunge. Și am mai găsit ăsta, un lipici pentru încălțăminte și piele și chestii de plastic și încercăm cu ăsta. Am făcut aici câteva. Văd cum aștept să se întărească, văd dacă le ține cum trebuie. Dacă le ține, continui cu asta. Dacă nu, o să cumpăr niște silicon. Acum, ideea e că trebuie să aștept un pic până să se întărească astea. Uite, astea cu super glue gel s-au întărit. Mă rog, s-au întărit și o să se întărească și o să stea cum trebuie. Mi-e teamă cu metoda asta, cu plasticul ăsta topit, pentru că... Îmi bag joc de munca mea. Foarte important, nu lipiți cu de-aia de pantofi, că mi-a topit câteva fire. Cu toate că nu e cald, mi le-a topit și mi le-a rupt. Așa că o să revenim la prima variantă cu ăsta de plastic, cu plasticul ăsta topit, nu știu cum să-i zic. Pentru că toată lumea am văzut că face cu d-ăsta, nu s-or rupe la mine, nu s-or topi la mine toate. Sau deloc, sper. Hai să vedem, să facem cu d-ăla și... Deci nici super glue nu e bun, că și super glue mi-a topit și mi-a rupt firul. De ce, Doamne, de ce? Și am și tras de ele. Da, mă, băieți, cam în situația asta ne aflăm, în stadiul ăsta. Le-am lipit până la urmă cu pistolul ăla de lipit, pentru că super glue ne-a topit firele. Ești cu ăsta, cu ăsta am lipit până la urmă. Cam așa stă situația aici de desubt. Și le lăsăm să se usuce, bine, bine de tot, după care ne băgăm aici de desubt și tăiem bucată cu bucată, o tăiem la nivel pe dedesubt, la plafon, după care mergem și îl montăm în sfârșit. Astea mi-au dat ceva bătăi de cap, stâlpii ăștia pe care i-am montat din nou, după cum vedeți l-am rupt aici și aici s-a cojit vopseaua, dar per total arată ok, să zicem, și ăsta și la asta la fel. S-a cojit aici vopseaua, pentru că el înainte nu avea materialul chiar așa de gros și a trebuit să mă chinui să împing rama asta. Și aici am zgâriat-o și da, o rezolvăm cu niște ojă neagră. Și acolo avem restul elementelor și cam asta e. Acum o să las astea aici să se usuce bine de tot. O să mă pregătesc pentru o ieșire la teatru. Iar când ne întoarcem, o să începem să tăiem astea și poate în seara asta, nu știu sigur, mergem și punem și plafonul și facem un test să vedem cum se vede. Șara, Ileana, de fapt, cel mai probabil mâine. Day 3. Fraților, în sfârșit este ziua cea mare. Mergem să punem plafonul. Ia priviți-l. Am muncit seriile trecute la el în continuu. Cam așa arată. Am montat plafoniera asta de pe spate. Urmează acum să mergem să-l punem pe mașină. Am pregătit toate elementele, stâlpii, șuruburi, tot ce trebuie. Le-am pus într-o pungă. Alea le-am dus deja jos. Și acum luăm plafonașul. Băi, sper atât de mult să se vadă cum trebuie și să funcționeze toate astea, pentru că, bă, cum vedeți, mi-a dat ceva bătăi de cap. Ceva mai multe bătăi de cap. Acum vom vedea. Gata, mă, băieți, am pus plafonul pe poziție, am încercat să văd dacă funcționează și acum trebuie să-l punem sus. Avem aici restul de elemente, urați-mi noroc. Hai că m-am gândit să mut mașina de aici, mă duc într-un loc unde am loc, nu văd nimic în spate, dar măcar văd în oglinzi. Merg cu plafonul în cap, acum trebuie să dau cu spatele. Și eu nu văd nimic. Hai că văd. Ce vorbești, mă, ce față galben am. Acum filmez cu telefonul că n-aveam cum să pun camera. So far so good, băieți. Am pus plafonul. Bine, nu l-am pus în totalitate. Ne-am împotmolit un pic aici. Am tras cablurile astea. Bam, frumos acolo. Stâlpii ăștia, am avut ceva probleme și aici. Da, ușor, ușor. Uite-mi de cap.
mai am de montat stâlpii aia, mai e mult, mult. Până acum sunt mulțumit, să zic așa, cât de cât. Dragilor, în sfârșit, după multe, multe, foarte multe ore de muncă, plafonul este gata. Nu știu cât de bine se văd steluțele, avem și plafonieră pusă, totul funcțional, becuri albe și aici și aici în spate, becuri de alea forță forținii, avem stâlpii negri toți, cam așa au ieșit. Sunt destul de mulțumit de ceea ce a ieșit. A, uite, acum se văd mai bine steluțele. A, eu sunt destul de mulțumit, mai ales pentru câte zeci de ore am muncit la plafonul ăsta și la toate luminile astea de prin mașină. Am schimbat lumina și în portbagaj. Am uitat să o schimb asta din torpedo, dar o voi schimba și pe asta. Sunt rupt, sunt epuizat. Am avut noroc că m-a ajutat socrul meu să montez plafonul, că singur nu cred că puteam, adică a fost foarte dificil. Acum urmează să dăm jos toate scaunele, bancheta și să le curățăm cu un aparat de injecție extracție. Și ce mai trebuie să mai facem? Aș vrea să curăț și mocheta. Trebuie să recolantez fețele astea de uși. Trebuie să dau fețele de uși jos, pentru că la modelul ăsta pe care l-am eu de mașină, nu înțeleg de ce nu pot să dau trimul ăsta jos. Pe astea din față de aici pot să le dau jos. Pe ăsta, pe ăsta de aici, pe ăsta de aici, pe astea pot să le dau jos. Dar pe astea de pe uși, nu, astea nu ies. Astea sunt cumva lipite de fața de ușă, de portieră. Și ce să vă mai zic? Sunt super fericit, sunt super bucuros că am reușit în sfârșit. Mi-am propus de 2 ani mi-am propus să pun steluțele astea pe mașină. Dragilor, din păcate aici am rămas fără baterie la microfon. Iată că a venit în sfârșit și seara. Bine, ce-i drept, este altă zi. De fapt, plafonul l-am pus acum ceva zile. Și haideți să vă arăt mai întâi luminile astea albe, care fac o lumină în mașină extraordinară. La modul luminează, e efectiv lumină în toată mașina. Uitați și astea de aici de la parasolar. Deci astea mă sparg. Dacă le aprind pe toate, e zi la mine în mașină. Deci fii atent că trebuie să mai scad ISO-ul. Este zi. Bun, am să sting luminile și acum nu sunteți pregătiți pentru luminițe. 3, 2, 1, boom! Ce ziceți, mă băieți? Arată bine sau nu arată bine? Ziceți voi. Deci sunt super încântat de cum arată steluțele. Au ieșit efectiv super, super mișto. Hai că am luat-o și eu cu efectivul. Își schimbă și culorile. Alb, verde, albastru, mă rog, ăsta e albastru, ăsta e un turcoaz, ăsta îmi place mie cel mai mult. Asta este telecomanda, avem toate culorile și avem și opțiune de muzică și alte jocuri de lumini aici în partea asta. Dar, na, nu sunt foarte interesante astea, lumina simplă e cea mai de bază, să zic așa. Deci astea sunt luminile, astea sunt steluțele de fapt, sunt super încântat de ele. Eu vă mulțumesc tare mult dacă ați stat până la final, sper că vă plac și vouă steluțele, o să continuăm cu multe alte modificări la mașină. Următoarea modificare pe care aș vrea să o fac sunt aceste centuri și aș vrea să fac centurile exact culoarea pe care o vedeți acum pe plafon. Un albastru foarte deschis, un sky blue, cred că se numește. Tocmai ce am dat comandă de centuri, aștept să vină și noi ne vedem în următorul episod, care va fi o mini-vacanță din Delta Dunării. Până data viitoare, nu uita să pleznești butonul ăla de like și să apeși pe butonul ăla de subscribe neapărat, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Ciao!